Bună, dragii mei, eu sunt Violet și vă invit să meșteșugărim împreună. Salutare, drăguții mei, vă invit la un pahar de suc rece și un videoclip relaxant în care o să vă arăt foarte multe, sau mai bine zis, proiectele la care lucrez, nu sunt foarte multe. Nu sunt toate pe care le lucrez eu în acest moment, dar o mare parte. Și în același timp o să vă învăț niște șmecherii, așa că rămâneți alături de mine dacă vreți să aflați ceva interesant. Bun, primul proiect care îl vedeți și în cadru este vorba despre acea păturică, despre care v-am povestit și în proiectele lunii aprilie. V-am spus, v-am arătat că am avut o rochiță din fir merino pe care am desfăcut-o și combin firul cu alpaca și lucrez o păturică cu punct leneș, da? Adică fiecare rând cu ochiurii pe față. Am primit foarte multe mesaje în care spuneați că mai bine că folosea firul la ceva, o haină sau un cardigan. Am spus și în acel videoclip, firul, acest fir merino nu se pretează la lucrări foarte mari pentru că se întinde, se lungește. Este un fir extraordinar de bun, dar este potrivit pentru lucrări mai mici sau are nevoie de un fir de susținere. Dar pentru că este un fir pe care l-am folosit și a fost desfăcut, nu pot să-l folosesc la haine pentru că în momentul în care lucrez o piesă vestimentară, calitatea acestora trebuie să fie superioară. Niciodată nu am fost adepta să lucrez bluzițe sau rochițe din fire reciclate sau fire desfăcute sau, în general, firele astea desfăcute, nu știu, le dai la păturici, la șosețele, la piese care nu sunt atât de vizibile, da? Sunt atât de am atât de multe fire noi, de ce aș lucra o haină dintr-un fir reciclat atâta timp cât am fire noi, da? În schimb, o păturică va fi foarte, foarte utilă, va ține foarte cald și o să vă mai spun în cadrul acestui video ceva. Știți că Claudia are cutiuța ei magică în care lucrează semne de carte sau alte mărunțișuri pe care să le ofere cadou. Ei, eu am o obsesie pentru pături de bebeluși, da, am avut și vreau să vă spun că am avut vreo 10 pături lucrate de bebeluși, de 1 metru pe 1 metru, 90 pe 90 și să știți că le-am dat aproape pe toate, de fapt le-am dat pe toate deja, în prezent nu mai am nici una, pentru că s-a mai evit un botez, a născut o colegă de serviciu, a fost o prietenă, o verișoară și de fiecare dată când trebuia să merg să văd copilul, era o salvare. Aruncam o păturică, mai pui acolo niște bănuți și e gata cu cadoul. Am în jurul meu destul de multe persoane tinere care normal că în familia lor sau așa apar copilași și inevitabil aveam nevoie de ceva. Și anul acesta, după pandemie, s-au născut destul de mulți copii și am dat toate păturile. Și am zis că, ia uite că mai fac una, deci firul alpaca este nou, firul merino l-am spălat înainte și o să-l mai spăl încă o dată cu păturica și va ajunge și ea în niște mâini foarte bune la un moment dat. O să iasă ceva de iarnă, ceva foarte bun pentru căruți, pentru landou, să fie acolo, da? Nu se știe niciodată când ai nevoie de un cadou. Și acum vreau să vă spun ceva. Primesc foarte des întrebări cu ce când combin firele, cu ce număr de andrele să lucrez. Mai fetelor, la întrebarea asta nimeni niciodată nu o să vă poată să vă dea un răspuns. Și vă spun de ce. Trebuie să vedeți cum simțiți voi la mână, cum vi se pare textura lucrării, țesăturii. Asta puteți să vedeți doar voi având firul în față și andrelele în față. Și o să vă dau exemplu această păturică, da? Eu am început, primul rând, l-am lucrat cu andrele numărul 4. Nu mi-a plăcut, ieșea foarte bătut.
vreo două rânduri de fapt am lucrat. După aia am trecut la andrele numărul 5, nu mi-a plăcut, andrele numărul 6 nu mi-a plăcut și cred că acum am pe lucrare am andrele numărul 7. Și abia când am testat numărul 7, mi s-a părut că arată ok. Dar fiind aici margine, eu n-am mai desfăcut lucrarea, am lăsat-o așa ca să fie și mai strânsă. Dacă oricum e bine să începi cu andrele mai mici sau cu croșetul mai mică, cu andrele, la croșetă e altă discuție, da? Lucrarea. Și atunci am lăsat așa, chiar dacă primele rânduri sunt lucrate cu alte andrele, da? Cum simțiți voi la mână? Și testul suprem pe care îl fac eu este că în momentul în care andreaua este potrivită, nu mă mai forțez mâna și nu mai fac febră musculară. Se simte după cum lucrez. Eu trebuie să lucrez lejer, da? Și în momentul în care nu mă deranjează la mână, nu simt o tensiune puternică, nu simt că mă chinui cu firul, înseamnă că aia este andreaua potrivită. Și aici vorbim la combinații de fire, că în momentul în care lucrați cu un singur fir, pe etichetă vă scrie cu ce andrele se lucrează, da? Dar când amestecați 2, 3, 7 fire câte vreți voi acolo, testați pur și simplu, luați andrelele și vedeți, vă place cum iese, nu vă place, este prea bătut, este prea rar, da? Nu contează. Ei, dimensiunea păturii o fac cât îmi ajunge firul, uitați, mai am puțin din ăsta bucle, cât îmi ajunge, atâta îmi ajunge. Uite, mi-am pus aici și niște semne, păturica mea are în jur de 80 de centimetri, și mi-am pus câte un semn la fiecare 20 de centimetri. Am aici deja 60. Deci ca să iasă pătrat aș mai avea nevoie de un 20 de centimetri. Nu știu dacă mi-ajunge firul, nu cred că merge pentru 20 centimetri, dar dacă o fi puțin mai îngustă, n-are nimica, da? Oricum e suficient de mare că am probat-o așa pe ochiometric și este ok. Și asta fac cu firele reciclate. V-am spus, îmi pare foarte rău să arunc acest fir merino, pentru că într-adevăr este un fir foarte scump, este un fir foarte bun. Scuzați gălăgia, dar asta este, am geamul deschis, este foarte cald. Și uite că iese ceva foarte, foarte călduros și foarte mișto. Și o să mai rămână niște fir, că mai am un gem de merino. Și vreau să mai, cred că ori mai fac în cupăturică, ori un săculeț de dormit, mă gândeam eu. Să văd. Încă nu sunt hotărâtă că trebuie să mă mai gândesc, că oricum nu le las așa. Mie îmi place să consum în momentul în care mă apuc de niște fire, să le consum până la final. Nu-mi place să rămân cu resturi, gemulețe. Eu am foarte puține resturi, foarte, foarte puține resturi, da? Bun, haideți că v-am povestit destul de ce ați învățat. Deci, șmecheria 1 cu andrelele, da, v-am spus, cum vedeți că andrelele sunt potrivite. Testați, nene, testați și vedeți, vă place cum iese, nu vă place, vă place grosimea, vă place cât de densă este lucrarea, atunci continuați, nu vă place, treceți la altceva. Bun, haideți să vă arăt al doilea proiect la care lucrez și pe care l-ați văzut pe pagina mea de Facebook. Dacă nu sunteți, nu mă urmăriți pe pagina de Facebook, urmăriți-mă acolo că o să reiau postările. Știu că n-am mai făcut asta de mult, dar o să reiau postările cu sfaturi, idei și trucuri, cele de dimineață, și ați văzut că am mai postat zilele astea și o să mai postez că mai am să vă arăt diverse chestii interesante. Și e păcat să le ratați, da? Bun. Haideți să dau asta la o parte și să vă arăt următorul proiect, după cum vă spuneam, pe care l-ați văzut pe pagina mea de Facebook. Este un proiect din Alize Diva. Ia uitați-vă ce fac eu aici. Da? Firul cu care lucrez este Alize Diva Silky Effect. Este un fir care mie îmi place în andrele foarte mult vara, pentru că ține răcoare, fiind 100% microfibră, mie îmi place. Știu că unele fete zic că în croșete iese bătut, dar eu o să vă spun ceva, nu folosiți croșeta potrivită, de aceea vă iese bătut. Luați croșete mai mari și o să fie bine, da? Pe etichetă, deci aveți 100% microfibră, în 100 de grame sunt 350 de metri. Consumul pentru acest fir este unul extraordinar, deci la o rochiță vă ajung 5-6 geme. Prețul unui gem este 10 lei, îl găsiți la mine pe pagina de Facebook. 100% microfibră. Ca și recomandate, aici în pătrățel sunt indicate andrele 3,5, dar sunt cam mari din punctul meu de vedere. Eu lucrez în general firul Diva cu 2,75 sau cu 3 maxim, da?
la croșetă 2,5-3,5. Vă spun din experiența mea că am lucrat la croșetă acest fir cu 3,5, iese bătut. Este foarte bătut. De aceea, luați și 4 și 4,5 dacă vreți ceva mai lejer. Dar eu prefer firul ăsta în andrele, da? Mi-e place foarte mult cum se așează în andrele. Lucrez aici o rochiță de vară din Diva cu raglan început de sus. Și vreau să vă spun că o să urmeze și tutorial cu explicații cum am lucrat acest raglan. L-am desfăcut, l-am făcut ca de obicei cum fac eu. Dar haideți, fetelor, să lămurim ceva. Că am postat videoclipul cu raglanul rotund și v-am arătat acolo calculele pe care le-am făcut eu. Vreau încă o dată să vă atenționez. Canalul meu este să vă arăt tehnicile de lucru. Nu este să vă fac tutoriale pas cu pas. Că mai fac eu tutoriale pas cu pas, asta ține doar de preferințele mele și de alegere pe care o fac eu. Dar voi trebuie să învățați să gândiți singure și să vă calculați singure. Da? Trebuie să vedeți care este raționamentul de gândire, care sunt pașii de gândire. Eu asta vreau să vă dau. Eu nu vreau să vă dau oala cu ciorbă, eu vă dau lingură și vă dau toate condimentele necesare și legumele necesare să o faceți voi ciorba voastră, da? Aici este vorba despre un raglan pe rotund, pe care eu l-am adaptat. Acum, fiecare dintre noi are constituții diferite. Eu nu am de unde să știu că la una are bustul 80, că la una are 75, că la una are cupa A, cupa B, cupa C, cupa și așa mai departe. Raglanele sunt foarte specifice pe corpul vostru. Dacă o să învățați principiul lor și dacă o să învățați modul de calcul, o să vă puteți face orice tip de raglan, fără mură în gură. Dacă sunteți adeptă mură în gură, atunci, sau mai bine zis, nu știți cum să faceți calcule sau nu deslușiți raționamentul, atunci da, căutați tutoriale pas cu pas care vă dau mură în gură. Dar și așa, și cele mură în gură, persoana care face acele tutoriale le face pentru o anumită mărime și le face pentru constituția ei. Și asta nu înseamnă că voi o să produsul ăla pe voi o să arate la fel. Da? Deci e foarte particular și trebuie tricotatul în general și croșetatul este o artă foarte personalizată. Da? Deci este pentru fiecare. Și luați-vă, da? De aici, știu că iar o să ziceți că vorbesc foarte mult, nici nu mă interesează. Eu vorbesc pentru persoanele care știu să audă și care știu să înțeleagă. Dacă căutați tutoriale pas cu pas, atunci canalul acesta nu este pentru voi. Da? Canalul meu este cu idei, cu tehnici, cu sfaturi, cu trucuri. Mai scapă câte un tutorial pas cu pas și de obicei este un proiect trăsnet. Asta e așa, ca să mă lau puțin. Bun, hai să revenim. O să filmez și o să vă spun câte ochiuri am luat și ce am făcut aici și așa mai departe. L-am scos acum chiar de asta și l-am și scos pe o ață ajutătoare ca să pot să vă explic mai bine. Eu în general lucrez cu andrelele din asta de 40, pentru că cu cât lesa e mai scurtă, cu atât lucrul se mișcă mai repede și dacă lăsam pe andrele ieșea foarte mică și nu înțelegeați nimic. Dar o să vă explic și o să vă arăt ce am făcut aici. Eu mi-am oprit 5 geme și o să lucrez cu 5 geme de fir acest proiect. Vedem cât iese lungimea, atâta iese. Mai am eu o idee pentru el, dar o să vedeți toate la vremea lor, la tutorial. Acum eu vreau să vă explic până în talie toate calculele. Și după aceea o să fac și fusta. Da? Deci o să apară, urmăriți canalul meu că o să apară pentru această rochiță videoclip când o termină. Firul este subțire, andrelele sunt subțiri și vă dați seama că durează destul de mult să lucrezi un astfel de proiect, dar ușor, ușor le facem pe toate. Da? Ce pot să vă mai spun legat de rochițele de vară? Eu fac și din microfibră, dar o să-mi lucrez și rochițe din bumbac, da? Pentru că bumbacul este cel mai bun și bumbacul pe care eu îl recomand și vă spun cu mâna pe inimă că am haine lucrate din el și știți foarte bine, este vorba de Alize Bella. Dacă vreți, într-adevăr, rochiță pentru 40 de grade, aia este Alize Bella, da? Asta nu este pentru 40 de grade, este pentru 20, 25 până în 30, da?
Dar știți cum e, verile sunt diferite, toți locuim în țări diferite și dacă în anumite țări sunt 60 de grade, normal că acolo poți să ieși cu dezbrăcat pe, la pielea goală și tot îți este cald. Sunt și zile mai ploase, sunt și zile mai calde, așa că da, fiecare haină, bineînțeles că se adaptează la temperaturile respective, da? Bun, deci asta este al doilea proiect la care lucrez eu în această lună mai și sper să termin. Și am mai început ceva pentru că nu am putut să mă abțin și o să vă spun imediat despre ce este vorba. Nu am fost anul trecut, nu l-am avut pe stoc, anul ăsta a apărut, este vorba de Alize Forever, da? Este un fir special dedicat croșetei, da? Este un fir foarte moale, răsucit și la fel este 100% microfibră, doar că în acest caz în 50 de grame sunt 300 de metri. Prețul gemelor este super ok, este doar 7 lei firul ăsta și vă spun eu că cu 5-6 geme vă faceți o bluziță croșetată. Da? Ca și accesorii recomandate, are aici etichetă, dar cred că e în jur de o croșetă numărul 1. În fine, nu contează asta, vreau să vă arăt ce am început din el. Și să vă spun că dacă vreți bluzițe foarte, foarte legere, croșetate, vă recomand firul ăsta. Și să vă arăt ce am început eu aici. Ia uitați-vă ce frumusețe. Așa, da? Asta o să fie o tunică de plajă. Iarăși, cu ce croșetă lucrez? Măi, eu îmi iau croșetele din arsenal, da? Și văd care îmi place cum iese, da? Asta s-a și șters de pe ea, dar văd că are un 7, înseamnă că e un 1,75, da? Presupun eu că s-a șters numărul. Și văd cum îmi place, cum se așează. Ei, în cazul bluzițelor croșetate foarte subțiri sau în general pieselor vestimentare foarte subțiri, eu folosesc o tehnică de început și o să vă arăt, o să filmez separat, să fiți atente tot așa la mine pe canal, chiar după acest video o să închid și o să vă arăt o șmecherie cu cum lucrez eu cu firele astea foarte subțiri ca să rămână, să am un început foarte reușit, da? Și vedeți că am aici o tehnică file. Tehnica file ce înseamnă? Că am pătrățele pline și pătrățele goale, ca să mă exprim așa, da? Deci, practic, tehnica file vă ajută să vă formați diverse modele geometrice sau nu neapărat florale prin alternarea piciorușelor duble cu piciorușe duble cu un ochi de lanț între ele, da? Puteți să vă formați diferite modele. Este foarte simplu să luați o foaie de matematică și să vă desenați voi diverse chestii sau le găsiți pe internet gata făcute. Pe Pinterest cu siguranță găsiți diverse modele. Și nu am putut să mă abțin. Pentru tunici de plajă, eu tot așa, aș folosi Alize Bella, dar în acest caz am apelat la Forever. De ce? Pentru că, nu știu de ce mi-a tras atenția, fiind microfibră 100%, m-am gândit că poate în timp la apă sărată o să fie mai rezistent la decolorare. Cu toate că eu la Bella n-am observat să se decoloreze, dar am zis că fac una și așa și așa. Fac și una din Forever și una din Bella. Nu e nicio problemă. Pentru că de mult îmi doream o rochiță de plajă neagră, probabil că o să fac din Bella, o să fac pe negru și din Forever pe albastru, pentru că am un costum de baie galben, uite așa, care m-am gândit că o să se potrivească foarte bine cu această culoare de albastru, da? De la Forever. Și e ceva foarte simplu, cu tehnica file, foarte relaxant și e o tehnică pe care mie îmi place foarte mult și găsesc foarte multe imagini pe Pinterest cu ea. Și am zis că ușor, ușor, uite, poate până plec la mare, îmi fac o tunică de plajă mai lărguță, foarte, foarte lejeră, pe care să de mult tot trag să fac așa ceva și am zis că gata, nu se mai poate, că trece vara, a trecut și vara trecută, a trecut și acum două veri și eu tot nu am făcut nicio tunică de plajă pentru mine. Fac pentru alții, fac, da. Ei, da, ia uitați-vă ce frumusețe, păi se poate, păi se poate și este atât de finuț,
foarte finuț și îmi place la nebunie. O să schimb și modelul. O să vă mai arăt eu așa pe parcurs. Iarăși o să postez pe pagina de Facebook. Cine vrea să vadă progresele mele, îmi vadă pe pagina de Facebook. Să vedem dacă până la următorul videoclip cu procesele lunii iunie o să-l termin. Dacă nu, probabil o să-l vedeți și în iunie. Da? Ia uitați, doamne, deci sunt îndrăgostită de cum iese. Știți, când începi, că am început aseară și nu se înțelegea nimic, dar acum când pui pe fundal alb, doamne, deci mor, sunt nebunită. Și vreau să vă mai arăt ceva, pentru că am primit niște fire cadou de ziua mea de la Luminița Toma. O să vă arăt imediat firele. Astea sunt, am mai multe geme. Este un lila spre gri, foarte mișto, și imediat ce l-am văzut am zis că trebuie să mă apuc de el. Nu, culoarea m-a dat pe spate. E un blu, lila, gri, o combinație foarte, foarte mișto. Nu are fire o etichetă, dar vă spun eu că e 100% bumbac. Mercerizat pentru croșetă. Și ia uitați-vă ce am găsit pe Pinterest. Răscolind de dimineață, mi-am printat o schemă din asta și vreau să încerc să o lucrez după ea. Începută de sus, dar vedeți, o bluziță cu mânică scurtă cum ar veni, și aici este o jumate de trunchi, da? Și o încep așa de aici de sus și continui după cum îmi arată schema. Dacă aș fi să o întorc așa, cred că așa aș lucra-o, da? Am găsit-o pe Pinterest, zic, hai să încerc să văd. Bineînțeles că Claudița mea are multe scheme scrise, dacă vreți scheme scrise foarte, foarte detaliate, tot așa le găsiți pe pagina mea de Facebook, o să vedeți acolo că atât eu cât și Claudia facem scheme scrise, detaliate, cu explicații pe mărimi, și acolo sunt toate pentru cele care nu știu să citească o schemă sau nu știu să lucreze din, cumva din intuiție, sau vor ceva calculat rapid, pentru că în momentul în care ai o schemă, lucrările se lucrează mult mai repede, credeți-mă, și când ai o urgență și îți trebuie neapărat un bolero, o bluză, o rochiță, o ceva, iei o schemă și vă garantez eu că o lucrezi instant, pentru că sunt explicații pas cu pas, da? Ei, și o să folosesc acest fir și o să vă și arăt tehnica de început, cum încep eu lucrările, astfel încât să-mi iasă așa cum îmi imaginez eu că ar trebui să iasă. Și ca să citim așa împreună puțin schema asta, că fac asta cu voi așa puțin în direct, da? Ia să vedem dacă găsesc eu vreun pic pe ce care să scrie, da? Deci eu mă uit aici și văd așa. 1, 2, 3, 4, 5. Deci înseamnă că eu ar trebui să iau un multiplu de 5 ochiuri de lanț aici, da? Uitați așa. Deci de 5 ochiuri de lanț ca să îmi iasă modelul. Asta înseamnă că o să încarc 100 de ochiuri sau ți pun pe gât și văd exact câte am nevoie. Da, și o să încep și după aceea o să fac conform acestei scheme în continuare, să vedem ce iese. Încă o precizare. Schemele astea care le găsiți pe net, ele nu vă specifică grosimea firului. Pentru că dacă, uite, eu mă uit acum, firul ăsta este foarte subțire, s-ar putea ca porțiunea asta a mea de aici să rezulte foarte îngustă și să nu mă avantajeze. Și atunci eu o să văd cum se așează lucrul ăsta. Și o să mai adaug rânduri, da? O să adaptez schema asta în funcție de lățimea pe care o vreau eu, da? Dar eu deja văd că firul fiind subțire, s-ar putea schema asta să nu fie chiar, să trebuiască să fie modificată, adaptată, ca să ne iasă ceea ce ne dorim, da? Da. Cam asta. Asta am avut să vă zic, o să vedem dacă îmi iese ceva iarăși. O să vă arăt, bineînțeles că o să vă arăt, dar o să începem împreună, dar, gata, le-am zis pe tot. O să începem împreună și o să filmez împreună cu voi începutul și după aia continuarea deja mă adaptez. Eu la croșetat nu știu să fac tutoriale și nici nu mă bag, o am pe Claudia, vă face Claudița acolo tutoriale de care vezi, da? Claudia Popliceanu, Handmade by Claudia Popliceanu. Găsiți canalul ei pe YouTube și aveți și linkul sub videoclipul meu la descriere.
las specialistele pe croșetat și nu mă bag acolo unde nu fierbe oala. Eu trebuie să am schemă în față sau fac după cum îmi stă. Eu nu sunt cu calcule exacte. Mie dacă ce fac un picioruș în plus sau în minus, nu mă, nu mă deranjează. Important este per total să se vadă, să se vadă bine, da? Bun, dragii mei. Acesta a fost videoclipul de astăzi. Vă mulțumesc că ați avut răbdare să mă ascultați până la aceste minute. Vă doresc o zi extraordinară și nu uitați că fiecare vineri la ora 19 avem emisiunea Vise Împletite și am foarte multe planuri pentru vara asta, sper să-mi reușească. După cum vedeți, am trecut la croșetă, mie îmi plac andrele foarte mult, dar vara îmi place să croșetez pentru că ador pozițiile croșetate și rochițele croșetate și vara mă auto, ca să zic așa, trec pe autopilot, automat pe croșetă și acum când am văzut firele astea m-a nebunit culoarea și vrei, nu vrei, m-a apuc cu toate că nu aveam în plan să încep un alt proiect nou, dar uite că ți se dau planurile peste cap, dar noi nimic le facem noi pe toate, încet, încet și cu grijă. Vă îmbrățișez, vă doresc o zi extraordinară și nu uitați că este păcat să erosiți timpul cu activități care nu vă fac plăcere și să vă bucurați de firele pe care le aveți. Știu că multe dintre voi spuneți, mamă, câte fire ai, am și totuși îmi vine să mai cumpăr. Cumpărați-vă, mă, cumpărați-vă și bucurați-vă ochiul și sufletul, pentru că eu când am o zi mai prostă deschid dulapul și când văd acolo culori și îmi vin idei de proiecte, instant dispoziția mea se schimbă și devin mult mai energică, mai pozitivă, plină de idei și într-adevăr trebuie să ne bucurăm cu ceea ce ne aduce plăcere, pentru că merităm. Fiecare dintre noi muncește foarte mult, fiecare dintre noi are probleme personale, fiecare dintre noi are griji pe cap și măcar așa câteva minute să ne acordăm și nouă bucurii, mici bucurii. Vă îmbrățișez! Pe curând!